vreau să facem un experiment. În cât timp se topește un om de zăpadă adus în casă? Știu, n-ați încercat niciodată, așa-i? Depinde de temperatura din cameră, depinde de cât de mare omul de zăpadă, cât de bătătorite au fost bulgării. Știu, nu e un experiment științific, dar ați făcut vreunul? Nu? Hai să încercăm. Am adus bulgării de zăpadă. O să încerc să-l încropesc. Ups! Experimentul se va încheia în momentul în care unul dintre bulgări, din cauza greutății, cade jos. În momentul acela. Sau orice alt obiect pe care îl pun pe omul de zăpadă va cădea jos. În momentul acela, experimentul s-a încheiat. Omul de zăpadă e aproape gata. Imediat îl întorc. În momentul când ceva cade de pe el, înseamnă că experimentul nostru s-a încheiat. Așa. Ta-da! Na, în cât timp se topește? Experimentul începe. Afișez și un cronometru pe ecran, după cum vedeți. Ha, e ok pentru un experiment? Începe. Să nu respir către el. Nu pot. Experimentul nu-i științific. Experimentul științific s-a încheiat. Depășiți recordul meu.